Această rugăciune se rostește de 3 ori cu credință, zilnic, în fiecare post. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și acum să ne rugăm. Părinte Ceresc, în aceste clipe sfinte de post și rugăciune, îți aducem mulțumire pentru toate darurile tale nesfârșite, pentru soarele care luminează ziua și pentru luna care strălucește noaptea, pentru hrana ce ne-o dai și pentru aerul ce-l respirăm, pentru tot ceea ce este văzut și nevăzut, în toate îți mulțumim. Și ne rugăm ție, Doamne, cu inimi smerite și cugete curate, să ne ierți păcatele cele vrute și nevrute, cele cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul. Spală-ne cu mila ta cea bogată și curățește sufletele noastre, ca să fim vrednici să ne apropiem de sfânta ta masă. Dumnezeul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, cel ce mai înainte ai întocmit prin legea ta, cea veche și nouă, aceste zile de post, la care ne-ai învrednicit să ajungem noi, pe tine te lăudăm și ție ne rugăm. Întărește-ne cu puterea ta, ca să ne nevoim întru ele cu sârguință, spre mărirea numelui tău celui sfânt și spre iertarea păcatelor noastre, spre omorârea patimilor și spre biruința asupra păcatului, ca împreună cu tine răstignindu-ne și îngropându-ne, să ne ridicăm din faptele cele moarte și să petrecem cu bună plăcere înaintea ta, întru toate zilele vieții noastre. Doamne Dumnezeule, miluiește-ne pe noi! Doamne, să fie rugăciunea aceasta spre folosul nostru sufletesc și trupesc și spre alungarea vrășmașului din viața noastră întru numele Fiului Tău. Hristoase, apleacă urechea Ta sfântă la rugăciunile noastre, la cele ale Maicii Tale și la cele ale bineplăcuților Tăi sfinți care mijlocesc pentru noi. Și dă-ne nouă răspuns bun la ele. Că ție se cuvine a ne milui și a ne mântui pe noi, Hristoase Dumnezeule, și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al tău Părinte, și preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă păzească și să vă aducă liniște în sufletul și în casa voastră. Amin.